Administrația Națională de Meteorologie a lansat o serie de avertizări pentru mai multe localități din județul Neamț, în special pentru localitățile de pe Valea Muntelui și care au fost urmate de avertizări hidrologice de inundații. Primele probleme au apărut conform informărilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență în Neamț, în comuna Ceahlău. În anexa Poieni, un podeț s-a rupt pe un drum comunal, iar 30 de gospodării au rămas izolate. Drumul județean 155F, drumul axial Bicaz-Durău, a fost blocat pe ambele sensuri de mers din cauza aluviunilor și copacilor căzuți. Luni seară, drumul a fost deblocat pe un singur sens de mers pentru asigurarea accesului în caz de urgențe, însă traficul rutier a rămas în continuare închis. Tot în satul Durău, pe muntele Ceahlău, mai multe persoane au solicitat ajutorul Salvamont, printre persoanele blocate fiind și un grup de copii aflați în zona Duruitoarea. Salvamontiștii au reușit abia spre seară să ajungă la ei și să-i ajute să coboare în siguranță la Durău. Salvamont Neamț a publicat fotografii și înregistrări video cu inundațiile care au măturat localitățile din județ. Totodată, din cauza ploilor abundente, apele au ieșit din Matcă și în satul Mastacăn, Dragomirești. În urma ploilor abundente în Durău, oamenii s-au retras în pensiunile situate pe dealuri. Martorii spun că torenții au luat două căsuțe din lemn și au doborât un stâlp de iluminat public.